Astăzi, la Colegiul Național Gheorghe Țițeica din Drobeta, Turnul Severin, au fost fericitați și premiați elevii participanți la concursul internațional de limba engleză Global Hippo English Language Competition. 10 de tineri de la Colegiul Severinian s-au înscris la această competiție, numărul total de participanți fiind de 36.000 din 35 de țări. Pentru finala, ce va fi organizată în Italia, s-a calificat Roxana Boboruță. Aveți o idee așa cam... ce amploare a avut acest concurs HIPPO, da? HIPPO International English Language Olympiad, se numește de anul acesta. O să vă spun că au fost participanți din 35 de țări, în număr de 36.000 de participanți. Din România au participat 694 de elevi la acest concurs. În semifinală, deci în faza preliminară au fost 36.000, în faza semifinală au fost aproximativ 6.200, 6.180 și ceva, iar în finală au ajuns 162. Din România sunt 4 elevi care participă la faza finală, dar trebuie să vă spun că suntem foarte mândri că avem un reprezentant acolo. Din școala noastră s-au înscris 77 de elevi, în semifinală au fost 13 și iată că unul merge în finală. Ceilalți sunt, și este singura pe categoria HIPPO 4, Roxana Boboruța. Elevii colegiului au fost felicitați inclusiv de directorul unității de învățământ, mândru de rezultatele obținute. Profesorii care v-au pregătit, v-au coordonat pentru participarea la cele trei concursuri de limba engleză și pentru rezultatele excelente pe care le-ați obținut. Să-l felicit pe David pentru rezultatul foarte bun la Olimpiada Națională de Limba Engleză. Felicitări, David! De la Catedra de Engleză, care s-a ocupat de organizarea acestor concursuri și v-au dat prilejul să arătați ce bun sunteți voi la limba engleză. Felicitări și domnișoarei care s-a calificat la faza internațională finală. Succes! În seară pleci la Veneția și așteptăm rezultate excelente și de acolo. Mult studiu și pasiune pentru limba engleză. Astfel au reușit cei 4 elevi severineni să se claseze în semifinala concursului. Am participat la Olimpiada de Engleză HIPPO, am trecut în faza finală. Este pentru mine o oportunitate cu o încărcătură unică în viață. E ceva special și anume să particip la faza finală a unui astfel de concurs, mai ales că se va ține în Veneția și locul chiar se încadrează în cadrul acesta de poveste. De-abia aștept să particip, vă dați seama că sunt foarte entuziasmată și merg acolo plină de speranță că o să ne întoarcem, nu numai cu experiența și cu rezultate. Am fost înscris atât la concursul internațional HIPPO, unde am reușit să ajung în semifinală, dar am participat și la concursul european Juvenes Translatores, unde am obținut mențiune specială. Pentru mine, concursurile de limba engleză, în general, au reprezentat nișa pe care am reușit eu să mi-o găsesc și să mă manifest, astfel încât să obțin rezultate pe parcursul liceului. Concursul european traduceri Juvenes Translatores și am reușit să obțin o mențiune specială și am fost și bucuros când am văzut că munca mea a fost apreciată printr-o scrisoare a profesorului care mi-a corectat lucrarea. Pentru următoarea ediție, profesorii îndrumători își doresc ca numărul participanților de la Colegiul Național Gheorghe Țițeica să fie cât mai mare. Veți căpăta mai mult curaj, poate îi veți convinge și pe colegii voștri că orice concurs înseamnă o șansă în plus. Și sunt convinsă că mulți dintre voi, dintr-o greșeală, pentru că ați fost mulți, știu eu, 56 de puncte a fost ultimul punctaj și unii au avut 55 sau 55,5. Deci puteți mai mult, pentru că sunteți foarte buni toți.